Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania, extra de bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, am pregătit pentru voi astăzi 5 cărți despre care nu vreau să accept nicio critică. Bineînțeles că este o glumă, fiecare are dreptul la propria părere, doar mi s-a părut un concept interesant și foarte amuzant pe care l-am văzut și eu la alți booktuberi și aș vrea să spun că dacă mă urmăriți de mult, probabil că știți deja despre ce cărți o să vorbesc. Partea cea mai interesantă a acestui clip mi se par comentariile voastre, răspunsurile voastre. Sunt foarte curioasă care sunt cărțile despre care voi nu acceptați critici, bineînțeles, între ghilimele, bineînțeles, păstrând un ton jucăuș și amuzant și autoironic, pentru că fiecare are dreptul să citească și să își spună ce fel de părere vrea. În pregătirea acestui clip aș dori să vă spun că am și urmărit câteva alte păreri despre unele dintre cărțile mele preferate. Am căutat pur și simplu pe Google Why I Didn't Like X Carte. Și am urmărit câteva clipuri, mi-am dat de câteva ori ochii peste cap, unele dintre ele care sunt un pic mai vechi sau mai puțin cunoscute pe BookTube sau BookTok sau Bookstagram, am câteva păreri fix de la oamenii pe care îi urmăresc eu. Știu despre astfel de păreri pentru că și eu am fost consternată și cumva uimită de faptul că acele persoane nu au apreciat cărțile mele preferate. Da, și mi-am și făcut câteva notițe legate de aceste păreri despre care o să discutăm imediat. Despre primele două cărți îmi știți deja părerea, o să trecem destul de repede prin ele, dar stați așa că am găsit niște opinii atât de interesante despre anumite cărți la care nici nu m-aș fi gândit vreodată și mă întreb dacă este o situație culturală, o diferență în aceasta de locație și de mentalitate, pentru că, mă rog, noi suntem români și avem cu siguranță altă mentalitate față de americani, spre exemplu. Haideți să începem, să trecem direct la treabă și în timp ce mă ascultați, vă rog să vă gândiți și voi la cărțile voastre și la ce opinii poate ați auzit spunând la alte persoane, poate chiar și la mine, de ce nu? Și o să începem cu bărbați care urăsc... Și o să începem cu bărbați care urăsc femeile de Stieg Larsson. Prima carte a seriei Millennium. De ce am menționat-o? Pentru că am auzit vorbind, nu știu dacă era Emily Fox, o tipă pe care eu o urmăresc cu mare drag. Îmi place foarte, foarte mult de ea. Mă relaxează atunci când o ascult, dar cred că a încercat să citească romanul și a spus că ar fi misogin. Și vă spun foarte sincer că anul trecut, cred că în octombrie, când am recitit toată seria Millennium în întâmpinarea noului volum, m-am temut. Mi-a fost foarte frică. Am menționat și atunci că mă tem că mi s-au schimbat părerile, opiniile, pentru că acum foarte mulți ani poate nu acordam atât de multă atenție acestor situații. Totuși, trăim în România. Și mie mi-a luat foarte mult timp să înțeleg de-a lungul anilor că anumite situații nu sunt acceptabile, fiind, na, trăind într-un stat destul, trăind într-o țară destul de misogină, trebuie să recunoaștem că așa este, în continuare extraordinar de misogină. Și m-am temut că n-am observat eu situațiile astea, că poate nu eram atentă la ele, dar trebuie să spun cu mâna pe inimă că nu este o serie misogină, din fericire, în special în condițiile în care domnul nostru Stieg Larsson a creat personajele pe care le-a creat. Mă refer la Lisbeth Salander, care este extraordinară, la Erica și de-a lungul romanului au fost și alte personaje feminine extraordinare. Situațiile din carte sigur că sunt misogine pentru că asta și voia să scoată în evidență. Faptul că multe femei se confruntă cu misoginismul în viața de zi cu zi și că ele au puterea, multe dintre ele, nu să le ignore, ci să le trateze. Și ăsta este un lucru pe care chiar îl apreciez. Nu putem tot timpul să ne prefacem ca și cum totul este bine și frumos.
Nu există varianta asta. Pentru că, pe de cealaltă parte, situația asta este criticată de aceiași oameni care citesc cărți în care totul e perfect. Și nu există rasism, nu există xenofobie, nu există absolut nimic de genul acesta. Deci hotărâți-vă. Vreți să fie și situații mai puțin plăcute pe care le tratează într-un mod corect din punctul meu de vedere sau nu vreți să fie? Acestea fiind spuse, chiar cred că nu este un roman misogin. Tocmai, uitați-vă cum se numește prima carte, Bărbați care urăsc femeile. Poate mulți se raportează la film, The Girl with the Dragon Tattoo. De ce nu s-a numit așa? Bărbați care urăsc femeile. Le era frică? Le era frică de numele ăsta, de titlul ăsta? În America? Hello? Bun, în orice caz, cert este că nu accept critici despre carte pentru că este extraordinară, este un thriller de investigație cu totul și cu totul special. Noi știm că suedezii au această minte extraordinară și nu pot să spun decât că o apreciez în continuare și în prezent și sunt convinsă că peste an și an o voi reciti și voi avea fix aceeași părere. Următoarea carte, cred că tot la ea, dacă nu și la Katie Colson, nu cred că la Katie Colson, la ea a fost o părere dubioasă despre altă carte. Dar vorbim despre Umbra Vântului de Carlos Ruiz Zafón. Voi știți cât de mult iubesc eu cartea asta. Voi știți cât de mult iubesc acest roman care mi-a făcut cunoștință cu literatura gotică. În primul rând că spuneau despre ea, unii dintre ei, că este realism magic. Nu este realism magic, este literatură gotică. Dacă te raportezi diferit, poate că nu înțelegi ce se întâmplă. Dar eu zic și toată lumea zice că este literatură gotică, așa că haide să căutăm și noi să facem puțin research înainte să ne apucăm să vorbim așa despre cărți. Mă rog, asta e partea a doua. Personajele feminine din această carte sunt într-adevăr destul de controversate în sensul că toate sunt folosite doar pentru frumusețe și ca interes romantic pentru personajele masculine. Recunosc, există și situația asta, dar doar pentru că nu au citit toată seria. Ajungeți și voi la volumul 4 și o să vedeți că acolo avem un personaj feminin principal, care se ocupă de întreaga situație, care rezolvă dita mai misterul. Ok, poți să citești prima carte și să nu-ți placă, este dreptul tău să faci chestia asta. Dar știind toată povestea, mie mi-este destul de greu să accept că Carlos Ruiz Zafón a fost misogin. Sau că nu a vrut să acorde personajelor feminine substanță, importanță. Nu este așa. Din punctul meu de vedere. Bun, mergem mai departe la una dintre cărțile mele preferate și la o situație pe care am auzit-o la Katie Colson și n-am putut să înțeleg de ce nu a vrut pur și simplu să accepte această convenție. Este vorba despre un bărbat pe nume Ove de Frederick Bachmann. Uwe, scuze, așa se pronunță. Nu, o să-i spun tot Ove pentru că așa m-am obișnuit. De Frederick Bachmann, este romanul lui de debut, este cartea care mi-a făcut și mie cunoștință cu Frederick Bachmann și foarte multe voci susțin că Ove, în esență, este un om rău. Și schimbările lui sunt datorate oamenilor din jurul lui care au lucrat activ la schimbările acestea, nu el. Multe voci susțin că el chiar era un, nu doar un bărbat ursuz, așa cum l-am acceptat noi la început, ci chiar rasist și homofob și xenofob. Și că, de fapt și de drept, el nici măcar nu era așa de bătrân ca să putem accepta că a trăit în alte vremuri, având 60 de ani, pur și simplu era un om răutăcios. Avea un suflet rău, ca să spun așa. Și că s-a folosit Frederick Bachmann de aceste situații și că a fost un fel de manipulare, pentru că el nu s-a schimbat așa cum a susținut, doar s-a schimbat situația lui și s-a schimbat cadrul, s-au schimbat oamenii pe care i-are în jurul lui. Și eu mă întreb acum dacă el chiar ar fi fost în esență un om rău, atunci de ce ar fi acceptat acei oameni în jurul lui? Pentru că a opus într-adevăr un pic de rezistență, fiind un om nesocial și o persoană care își aprecia intimitatea și fiind într-un moment foarte sensibil și într-o perioadă în care nu-și dorea să mai trăiască.
Totuși, iată că a acceptat acei oameni în jurul lui pentru că și-a dat seama că o viață alături de oameni este mult mai frumoasă și că și el are multe de oferit oamenilor din jurul lui în continuare, deși poate faptul că nu mai lucra, faptul că soția lui nu mai era acolo, pentru el însemna că nu mai are de ce să trăiască. Eu cred că asta a fost și ideea cărții. Faptul că oamenii se pot schimba, în special dacă au alături alte persoane potrivite, care îi pot deschide ochii. Și că, uite, el a fost capabil să facă lucrurile astea, să se schimbe, să îmbrățișeze lumea modernă, pentru că iubește, în fond și la urma urmei, oamenii. Se mai discută în unele clipuri și despre masculinitatea toxică. Da, există masculinitate toxică aici, tocmai prin perspectiva lui și, pe de cealaltă parte, intervine la fel această schimbare extraordinară. Faptul că el a trecut de la un bărbat care, să spunem, că a fost obișnuit într-un anume fel și aici nu dau vina pe vremurile în care a trăit, pentru că asta se poate întâmpla și în prezent. Să spunem, pentru oamenii care sunt foarte tineri acum și în continuare suferă de situația asta, sunt misogini, sunt rasiști sau sunt homofobi, dar se schimbă pentru că ajung să cunoască oameni care ar putea fi discriminați din aceste puncte de vedere, ar înțelege care e faza și s-ar schimba complet. Dacă au fost o anume perioadă de timp așa și ei s-au schimbat, asta înseamnă că noi trebuie să îi trecem pe lista neagră și să nu ne mai raportăm niciodată la ei. Am auzit la un moment dat o discuție chiar despre o discuție legată de cruzimea față de animale, pentru că a avut în minte Ove ideea să lase pisica afară și să nu o ia și să nu o salveze. Nu mai voia să trăiască. Ce rost avea să adopte o pisică dacă el nu mai voia să trăiască? Nu e logic. De unde le vin ideile astea oamenilor? Nu înțeleg. Caută nod în papură și din punctul meu de vedere nu se susțin. Dacă omul ăla nu mai voia să trăiască, de ce ar fi adoptat o pisică? Îmi spui tu mie că un om care este extraordinar de depresiv și care e convins că o să facă un act din ăsta necugetat, o să se schimbe dintr-o dată doar pentru că găsește o pisică afară? Poate că sunt și în situația asta și atunci ce pot să zic? Înseamnă că într-adevăr chiar este un mare iubitor de animale, dar mă îndoiesc că sunt oameni care sunt așa de ușor convinși și că se schimbă total perspectiva doar pentru că au văzut un minut o pisică. Nu spun că nu este minunat faptul că a adoptat pisica și că nu este minunat că trebuie să avem grijă de animale, Doamne ferește. Doar că în situația dată nu mi se pare un motiv destul de bun să te iei de personajul ăsta în condițiile în care el nu mai voia să trăiască și să invoci cruzime față de animale. Băi, lasă-mă. Ajungem mai departe la una dintre discuțiile mele preferate. De-abia așteptam să vină vorba despre cartea aceasta. Este vorba despre Lecții de chimie de Bonnie Garmus, o carte foarte controversată, mai ales, stai să o pun pe partea asta, mai ales ținând cont de faptul că este proaspătă. Și aș dori încă o dată să spun, pentru că am urmărit mai multe clipuri, ieri chiar, și toată lumea spunea că este ficțiune istorică. Prieteni, oameni dragi, eu mă refer, mă adresez lor acum, bineînțeles că n-au de unde să știe, dar nu contează. Unde este, de ce ar fi cartea asta ficțiune istorică? Doar pentru că este plasată în anii 60 și 50 și 60. N-ar trebui să se învârtă în jurul unui eveniment istoric, în jurul unei personalități istorice, ca să fie ficțiune istorică. A zis cineva, cred că, eu așa cred că a funcționat, nu știu, BookTube-ul internațional și toți oamenii ăștia care se ocupă de cărți. A zis cineva odată că e ficțiune istorică și după aia toată lumea e ficțiune istorică. Care este evenimentul sau persoana care să transforme cartea asta în ficțiune istorică? Nu, e doar plasată în anii 50 și 60. După care, Doamne, cât de multe lucruri au avut de comentat despre cartea asta.
de-abia aștept să ajungem la cel mai intens din punctul meu de vedere, dar haideți să o luăm cu începutul. Ok, să începem cu începutul. Faptul că autoarea manipulează cititorii scriind sau, mă rog, expunându-ne la multe evenimente tragice încă din primele 40 de pagini. Pentru că în primele 40 de pagini a fost și un abuz, așa, și moartea cuiva. Și faptul că Elizabeth s-a trezit însărcinată fără iubitul ei. Și faptul că a fost concediată. Și toate lucrurile astea s-au întâmplat la început. Așa, și? Ok. Dacă nu îți plac, adică dacă nu-ți place perspectiva asta, ok, înțeleg, este dreptul tău să nu-ți placă o carte. Dar de ce n-ar trebui să existe? Vorbeau așa ca și cum nu ar trebui să existe nicio carte chestia asta. Păi dacă n-ar trebui să existe, prieten, pentru că uite, chiar o să caut. Ce ziceți, mă, de o viață măruntă de Hania Yanagihara? Că pun pariu că v-a plăcut la nebunie cartea aia. Pun pariu că ați înghițit-o, pun pariu că ați... Cum să vă zic, că a rămas pentru totdeauna în mințile voastre și că ați lăudat-o de fiecare dată când a venit ocazia. Aici nu vă place că este pain porn sau, cum se zice, trauma porn, dar la O viață măruntă v-a plăcut la nebunie că timp de 1000 de pagini sau cât a avut exemplarul vostru, a ținut-o doar așa. Altceva n-a mai existat. Măcar aici există evoluție, optimism, prietenie. Sunt atât de multe situații interesante în cartea asta. Nu înțeleg diferența, de ce la unele acceptați și la altele nu acceptați. Mă rog, mai departe, o foarte mare discuție despre faptul că Elizabeth Zott era o femeie frumoasă și deșteaptă. Și chiar mai devreme am filmat și pentru TikTok, pentru că vreau să postez mai des acolo și am spus exact același lucru. Și eu mi-aș dori să existe mai multe personaje urâte în cărțile noastre. Dar să nu fie urâte și pe din afară și pe dinăuntru. Nu, să fie urâte pe din afară, dar minunate în interior. Deci să fie personajele noastre principale urâte. Și eu mi-aș dori chestia asta. Mi se pare că e momentul să nu mai tragem la Xerox toate situațiile astea. Adică cum au fost, nu știu, de atâția zeci de ani, sute de ani, whatever, actrițe și actori doar frumoși. Și eu cred că trebuie să fie de toate genurile, pentru că reprezintă lumea reală, da? Sau, la fel, personaje din cărți, la fel, super, super frumoase, super sexy, super extraordinare, bla, bla, bla. Înțeleg chestia asta. Dar eu cred că Bonnie Garmus exact asta a vrut să spună. A vrut să spună că ea era foarte frumoasă, dar nu era conștientă de frumusețea ei, nu se folosea de frumusețea ei, și nici nu era cel mai important lucru din lume pentru ea. Ea voia să își vadă de cariera ei. Ca și cum este imposibil să fii extraordinar de frumoasă, să vrei să ai un job din ăsta. Adică e imposibil să fii foarte frumoasă și să-ți dorești să fii chimistă. Sau e imposibil să fii foarte frumoasă și, nu știu, să-ți dorești să lucrezi în fizică, să fii fizician. Sau să fii doctor. Sau să fii, nu știu, orice alt fel de meserie. Adică dacă ești o persoană frumoasă, egal doar anumite joburi. Ce treabă are? Nu înțeleg de unde i-a dus capul pe unii oameni la concluzia asta. Ok, nu-ți place faptul că sunt doar personaje frumoase în cărți și eu sunt de acord. Dar nu în acest context. O altă mare problemă pe care am văzut-o și la Katie Colson, pe care o urmăresc eu cu foarte mare interes pentru că e o tipă cu o super atitudine, era o altă situație legată de faptul că de ce nu a fost concediată încă din prima, atunci când a avut emisiunea și, mă rog, nu a urmat scenariu și că a improvizat și că a făcut lucrurile total diferite în condițiile în care trăiau într-o lume super patriarhală și ea a avut mare, mare noroc că a primit emisiunea asta. Pentru că nu voia să... nu depindea neapărat viața ei de emisiunea asta. Nu a vrut să facă emisiunea asta, a fost doar un compromis pentru că avea nevoie de bani și oamenii susțineau că până și în prezent, dacă nu urmezi scenariul și că nu urmezi indicațiile producției, ești concediată și că ea cum atunci, în anii 60, nu a fost concediată. Așa a vrut autoarea. Nu știu ce pot să spun mai mult de atât. A, și Katie Colson mai spunea la un moment dat că vai că este o femeie care a învățat încă din prima emisiune spectatoarele să-și otrăvească bărbații.
a fost o glumă. Toată situația aia a fost o glumă, tocmai că scoate în evidență faptul că ea gândea într-un anumit mod ca un chimist. Da, nu știu ce să spun. Este dreptul fiecăruia să nu-i placă o anumită carte și poate că fiecare are motivele lui și sunt total de acord. Nici mie nu mi-a plăcut foarte multe cărți populare și eu poate am invocat motive stupide, dar... Hei, dacă n-ar mai fi fost astea, nu am mai fi avut despre ce să discutăm azi. Și acum ajungem la ultima carte de pe lista noastră, Istoria secretă de Donna Tartt. Doamne Dumnezeule, ce s-au mai plâns oamenii de cartea asta. S-au plâns în primul rând de faptul că este o carte foarte densă și foarte mare. Da, a fost scrisă în anii 90. Cred că în trecut se scriau mai des cărți mari. Acum există o rețetă după care se scriu foarte multe cărți. Ați observat și voi că există nu ca o regulă, dar majoritatea cărților scrise acum au undeva la 300-400 de pagini. Și sunt scrise pentru cititorii mai tineri, poate nu la fel de dense, cu mai multă acțiune, cu mai interactive, în felul acesta nu ne plictisim, pentru că și noi, și eu cred că noi ne plictisim mult mai repede acum, fiind expuși la social media, unde totul se desfășoară extraordinar de rapid. Sunt complet de acord. Dar, da, este o carte densă. Susțineau că sunt scene în care nu se întâmplă nimic, 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 nimic și că doar povestesc despre cât de multe droguri luau ei și cât de tare se îmbătau și cât de fucked up erau. Păi asta este și ideea cărții. Faptul că avem un grup de oameni privilegiați și foarte puțin plăcuți, ceea ce la fel, ador, studenții, ne referim la prietenii lui Richard, vezi, Doamne, care își trăiau altfel viața și se raportau altfel la ea și își doreau ca momentele alea de studenție să facă toate nenorocirile astea. Ok, am înțeles chestia asta, nu-ți place. Mi s-a oprit camera, nu mai știu exact ce fel de idee începusem, dar nu-i nimic, că mai am o grămadă. Deci discutam despre personaje, că ar fi unilaterale, că ar fi homofobe, că ar fi rasiste. De acord, foarte bine, trebuie să discutăm și despre lucrurile astea, despre astfel de situații, ca să fim capabili să le identificăm mult mai ușor pe viitor. Mai ales într-o țară ca a noastră, să spunem, în care nu se discută atât de liber și atât de deschis și nu se condamnă atât de tare faptul că suntem rasiști sau homofobi în unele situații, nu eu, dar există... peste tot chestia asta. Și mi se pare că e foarte important, pentru că, iată, discutăm despre o carte scrisă în anii 90, da? În 92 mai exact, unde sunt foarte multe situații, sunt 30 de ani de atunci, 30 de ani, mai bine de 30 de ani, niște situații despre care noi de-abia acum începem să discutăm. Ok, poate că ei, oamenii ăștia care sunt mult mai tineri decât mine și care au trăit în alte state unde se discută mai des și este mai puțin acceptabil. Eu nu zic că este acceptabil, zic doar că diferența de cultură există și că trebuie să învățăm și să acceptăm că există și dacă am discutat și noi mai des așa cum discutau ei despre lucrurile astea, poate că s-a rezolvat multe dintre problemele pe care le au unii români cu alți români. Și înțelegeți la ce mă refer. Aici, da, înțeleg. Dacă ești american, spre exemplu, poate că nu mai accepti personaje de genul ăsta atât de ușor pentru că nu mai trăiești în vremurile alea. Dar pentru alte popoare, mie mi se pare că deja te ajută foarte tare să te trezești la realitate, la noua realitate și să te schimbi. Personajele că sunt unilaterale, la fel. Fiecare dintre cei șase, inclusiv Richard, reprezenta o anumită categorie, din punctul meu de vedere. Și a fost făcut foarte bine treaba asta. Mie chiar mi-a plăcut faptul că... acum mi-am amintit. Am uitat. Puf! Sunt prea agitată. Cartea este concentrată pe personaje. Da, nu există foarte multă acțiune, tocmai pentru că este un conflict interior al personajelor. Vorbim despre
unii studenți, unii dintre ei, extraordinar de bogați, extraordinar de pretențioși. Foarte greu de suportat, tocmai de aia aveau un grup mic și unit și nu acceptau pe oricine în jurul lor. L-au acceptat pe Richard pentru că au văzut că el era capabil să accepte orice din partea lor, dorindu-i să facă parte din gașca lor atât de tare. Dar ar fi fost foarte greu să-i suporte alți studenți exact așa cum sunt. Vorbește despre White Privilege. A fost o carte scrisă în anii 90. Se discuta în anii 90 atât de mult despre chestia asta, mi se pare că ea chiar a avut o viziune. Și să nu mai spunem de faptul că a scris Dark Academia în anii 90. E un trop din ăsta, o situație care a devenit la modă de curând, dar ea a făcut chestia asta cu mulți ani înainte. Este dreptul fiecăruia să nu aprecieze, așa cum am spus, o carte densă și care se bazează foarte mult pe conflictul interior și pe psihic și pe modul în care gândesc oamenii, sigur, dar cred că trebuie să ne gândim un pic și la perioada în care a fost scrisă și la cum erau oamenii atunci, la cum era cultura, cum se desfășura, contextul sociopolitic. Sunt foarte multe astfel de situații care eu chiar cred că sunt importante. Spre exemplu, vă dau un mic spoiler în cazul în care n-aș citi cartea, mă rog, nu o să zic exact de ce, dar știți că avem noi două personaje care se numesc Charles și Camilla și era o tipă care, mă rog, era foarte mare fan al cărții, e chiar îi plăcea. Și spunea că există niște teorii ale conspirației care spuneau că autoarea a numit aceste personaje, Charles și Camilla, dacă aș citi cartea știți ce fel de relații au ei și ce se întâmplă cu ei, după Charles, prințul Charles pe atunci și amanta lui Camilla. Pentru că primele dovezi ale aventurilor au ieșit după ce a fost publicată cartea. Și că ea și-a numit personajele așa tocmai ca să facă trimitere la aventura pe care au avut-o Charles și Camilla înainte să fie oficială treaba. Și chiar mi se pare fascinant. Bine, sunt foarte ușor de născocit tot felul de teorii din astea conspiraționiste, dar asta chiar mi s-a părut interesantă, pentru că relația aia chiar a fost dată peste cap, chiar a fost greu de înghițit. Uite, aici, iarăși, o situație greu de înghițit. Nu vrei să citești despre așa ceva, despre situația Charles și Camilla. Nu vrei să te gândești că poate chiar există. Dar asta nu înseamnă că nu există. Și cred că depinde de fiecare cititor dacă suntem mai deschiși sau mai închiși la astfel de situații. Și poate că și eu tocmai tot încerc să spun că știți că eu mă agit foarte tare și mă aprind repede, dar sunt convinsă că și eu am făcut același lucru cu alte cărți care poate altor oameni le-au plăcut foarte mult, cum ar fi Tetralogia Napoletană. Acestea fiind spuse, vreau să știu care sunt cărțile, nu neapărat 5, câte vreți voi, dacă vreți să fie și 15 și 15, de-abia aștept să aflu cărțile despre care nu vreți să acceptați critici și ce ați auzit despre ele, dacă vă amintiți, care v-a scos un pic din sărite sau, nu știu, câteva situații cu care nu ați fost deloc de acord. Haideți să ne auzim ca de obicei în comentarii. Vă mulțumesc dacă ați rămas alături de mine până la final. O să găsiți cărțile în descriere ca de obicei. Tot acolo veți găsi și linkul unde puteți să deveniți membri ai canalului și unde puteți participa la clubul nostru de carte. Apropo, membrii, de-abia aștept să ne întâlnim această duminică și veți mai găsi și adresa căsuței mele poștale în cazul în care vreți să-mi trimiteți și voi ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem data viitoare. Să aveți o zi super, super bună. Pupi, pa!